Da. Facem. Acum sunt auzit că am rezolvat problema. Da, și cred că ne aude și toată lumea, suntem în direct. Acum, bună seara, sunt Oleg Brega, pentru că Bună e seara. zi de lucru. Venim din nou cu Unda Verde, cu discuții curajoase cu membrii ai Partidului Verde din România. Azi avem onoarea să comunicăm cu reprezentanți din Marea Britanie și Irlanda. Nu din Irlanda, din nord, ci chiar din Irlanda, țară independentă și liberă, rămasă în UE, spre deosebire de cealaltă care a Și șters plotina. verde. Și verde în ce sens? Da, chiar poate ne vorbiți, domnul Țara Ionel verde. Bâtcă. Vă rugăm să vă Da. prezentați pe rând. De ce ați plecat din țară? Cu ce vă ocupați în viața civilă? Cum de ați aderat la Partidul Verde? Da, Încep e în regulă, tu. da. A, păi care? Geo. Ok, hai să Hai, încep eu Geo. atunci, dacă e, Geo Negruță. dacă sunt auzit. Da. Și a mai intrat și domnul Cotobei cu noi, parcă, nu? Salut. Numele meu Da, după bună, oricare dar vă timp. rugăm să vă încadrați așa ca să vă vedem și noi. Eu sunt în mișcare. Da, e în regulă, vorbiți. Ok. Numele meu după buletin este Gheorghe Negrușer. Bucovinan de origine, cu domiciliu în Iași din 2003, în Marea Britanie din 2017, de profesie inginer geodez, lucrez ca inginer topograf pe șantier în Londra și sunt de curând, să zicem, organizator pentru Partidul Verde Marea Britanie și Republica Irlanda. Auzeam că organizația verzilor din Iași era și veche și puternică. Ați făcut parte din partid până acum sau ați venit odată cu generalul Călinescu? Nu, eu am venit mai târziu, chiar după președintele Călinescu. Am o experiență politică anterioară, să zicem, la un partid la fel de la început, la momentul în care am fost acolo. Dar la un moment dat m-am retras și ulterior am venit în Partidul Verde. Bun venit, ținem legătura, trecem mai departe, se prezintă domnul Bâtcă. Bătcă Ionel, sunt din Brăila de loc, în Irlanda de vreo 10 ani, mecanic auto, mai Și pe scurt, cu atât. verzii în Și, relație? cu verzi am fost, cineva mi-a recomandat Partidul Verde, când am auzit de Florin Călinescu, la fel, am avut, doar două cuvinte mi-a plăcut la el, că se regăsește în acest partid. Și mie mi-a fost suficient să mă pot mișca. Ok, sper că între timp ați cercetat despre ce e vorba, nu? Că nu-l credeți pe cele două cuvinte. Da, Ok. nu, da. Vorbim dar și Și despre asta, da. bun. Domnul Cotobei, vă rog, de unde sunteți? V-ați cerut încă în Da, emisiune Cotobei. de vineri seară să intrați și v-am adăugat, dar n-ați vorbit. Acum aveți ocazia să vă prezentați. Ok, ideea este că am încercat să fac chestia asta acum, mai interactiv. Sunt în deloc, sunt gălățean, după care, din cauza că, na, asta e, se întâmplă la toată lumea, trebuie să însoare. După aia m-am dus în București și din București au venit unii de aici cu o ofertă de nerefuzat și a trebuit să vin aici în 2016. Aici? Aici, în Irlanda, adică. Ok, și dumneavoastră sunteți în Irlanda. În Irlanda, mă rog. Și, ca și formație, am făcut o groază de, cum să zic, o groază de chestii. Prima dată am făcut greșeala de am fost profesor de fizică și mă tot chinuiam, mă tot luptam cu sistemul și din cauza că eram genul ăla de profesor care aveam foarte mulți corigenți, copiii și părinții înțelegeau lucrul ăsta, dar sistemul nu înțelegea lucrul ăsta. Eu cumva le stricam statisticile și atunci a trebuit să fac un pas înapoi și să nu fiu părtaș la genocidul
care să vede cu ochiul liber în ziua de azi, da? Dacă e să mă laud un pic, am fost primul care am implementat internet la nivel de liceu. Vorbesc de anii 1998, da? Când toată lumea era cu Mircu, nu, no, Oleg, nu, no, sigur, tu nu știi, mă uit la tine și Băi, bă, că nu atunci și înțelegi. eu descoperisem internetul și Cine computerele, vede, era la cine vede, facultatea mea omul de care film merge, cine este? și era la Centrul Independent de Jurnalist. Deci aproape nimeni nu avea atunci computer și încă conectat la internet. Mă mir că Cum era. să n-aibă? Cum să n-aibă? Ei, ei. Da, era painul unde trimiteai numai e-mail-uri și nu știu. După care s-a inventat Mircu. Eu vorbesc de, cum să zic, MS-DOS, după aia Windows 3.1, după aia Windows 95, Windows 98, Windows, da? Acum avem de NT toate, Server. da, Deci inclusiv e, Linux, da. crede-mă, nu, eu întreagă bătaie de cap, da? Pentru că eu stricam statisticile sistemului, a trebuit să fac un pas înapoi, a trebuit să-mi schimb domeniul din fizică, să o dau pe IT, pe informatică. Am mers pe chestia asta, după care am început să mă urc pe tot felul de piloni, în telecomunicații, în tot felul de chestii de genul ăsta, mă rog, tot felul de, da. Deci, pe scurt, IT, da? Și IT, ne telecomunicații. reproșați în emisiunea de vineri că nu vorbim la o temă. Aveți vreo temă care vă macină și la care vă pricepeți foarte mult și credeți că ar trebui să se refere membrii și simpatizanții Partidului Verde în această emisiune? Da, mă rog, ce aș vrea eu să vorbim, cum să zic, ar fi două chestii. Una, să încercăm să găsim niște, cum să zic, să ajungem la un numitor comun despre cum să explicăm lumii, ce se dorește cu acest partid. Și cum să facem lumea să înțeleagă că dacă nu sunt, cum să zic, înrolați într-o formă de exprimare politică și rămân numai la nivel de ONG sau numai la nivel de stradă, niciodată nu se va putea schimba ceva. Ăsta este, după părerea mea, un punct important. Și la fel, deși, cum să zic, și platforma program a partidului, pentru mine este super simplu, pentru că eu n-am nevoie să fiu convins. Eu anterior am, să zicem, am cochetat în ghilimele cu organizații gen Lupul Dacic, deci chestii care, mă rog, s-ar putea să pară un pic naționaliste, dar în sensul bun al naționalismului. Numai că acele entități sunt de apreciat și cum să zic, sunt de apreciat, dar în același timp nu sunt luate în seamă de forța politică. Deci, ca să poți să schimbi ceva, trebuie să fii în interior. Din exterior niciodată nu o să poată schimba absolut nimic. Da? Vin, ți-au pus piciorul pe gât și s-a terminat. În 2-3 zile toată lumea uită. Păi, Dar în momentul în care... în interiorul forurilor decizionale sau se poate intra în interiorul partidelor de la guvernare? Nu, mă refer că scopul principal al nostru trebuie să ne sporim numărul. Și acest număr, după părerea mea, la început, trebuie să-l găsim și să explicăm celor care nu au fost înrolați până acum și care sunt curați, nu sunt infectați, să zicem. A doua categorie pe care o văd eu sunt cei care sunt nehotărâți. Da? Și în momentul în care noi reușim să facem lucrul ăsta și măcar să strângem în primă fază, din ce am înțeles, obiectivele partidului, nu, chipurile nu sunt chiar imediate, dar părerea mea este că prostia asta de chipurile virus, da, este în avantajul nostru și noi putem să strângem încă de pe acum
un număr necesar de semnători, câte? 18.000? Am greșit sau nu? La legile locale eu cred că nu sunt necesare semnături, la parlamentari o să avem nevoie. La parlamentare vor fi necesare 200.000. 200.000. Ok. Da. Și atunci avem nevoie încă de pe acum să strângem numărul ăsta de semnături ca să putem să avem reprezentanții noștri acolo și care să poată să facă ceva, da, direct la masă cu ei și să deja să apară și partidul acolo pe lista aia lungă, cât o fi ea, da? Deja am văzut statistici, da? Și când te uiți la pe orice post de televiziune, fie că e de dreapta, de stânga, de, da, de mijloc, de nord, de sud, deja ei deja și-au făcut procentele, da? Și deja să știe ăla, cum să zic, ăla are 33%, ăla are nu știu ce, da? Cum au încercat ăia care au fost o adevărată surpriză, cum dracu-i cheamă? Bun, hai că ne ducem USR, probabil, în... sau partidul lui Diaconescu, au mai fost partide din astea umflate în ajun de alegeri și după aceea s-au dezumflat și au dispărut. Dar totuși, știu că și Florin Călinescu se gândește mai mult la alegerile parlamentare, totuși, conform graficului, trebuie să vină întâi localele. În ce fel vreți să vă implicați la alegerile locale, care nu vor fi acum în iunie, dar poate o să fie în septembrie, poate în noiembrie, dacă nu mai avem un nou vârf de epidemie. Chiar dacă unii ziceți că e așa zis virus, e un virus real care a luat până acum sute de mii de vieți. Nu e real, mai mult de 3 milioane de oameni îmbolnăviți în toată lumea. Ok. Ideea mea este de... ca proaspeți membri simpatizanți, ce-om fi noi, da? să avem o legătură mai strânsă și să ne sfătuim unul pe altul, da? Cum putem să explicăm cât mai multor oameni despre ceea ce intenționăm noi să facem și să înțeleagă. Ăsta este punctul meu, punctul pe care eu îl consider important și care mi-a rămas în cap. Dacă nu ești reprezentat acolo, în interior, în politică, degeaba lătrăm, degeaba vorbim, degeaba facem. Păi de asta insist. Astea și nu știu ce. De asta insist. Pe lângă procesul continuu de întărire a partidului, avem și procese electorale. Participare fizică, cu oameni în față, de la casă la casă, de la ușă la ușă, în stradă și pe internet. Cum vreți să vă implicați din Irlanda și din Marea Britanie, de dincolo de strâmtoarea la Manș, cum aveți de gând să vă implicați în campania electorală? Veniți acasă și candidați, sau rugați rudele să candideze, sau cum? Am vorbit cu Ion, da? Ion, n-a fost necesar să-i spun prea multe chestii, că deja mi-a spus, da, eu sunt cu tine, da? Eu continui să fac lucrul ăsta, să, azi noapte, de exemplu, la ora 11, l-am convins pe un băiețaș de aici, singurul român cu care stau în casă, l-am convins să vină aici, se numește Claudiu Balt, da? Dar trebuie să existe pe lângă chestia asta de a vorbi pur și simplu cu oamenii direct, trebuie să existe și niște lucruri care să fie un pic standardizate. Înțelegi ce spun? Nu. Nu? Slogane sau ce să fie? Adică banere. Nu mă apuc eu. Deci eu am, cum să zic, eu am primit o groază de like-uri în urma redistribuirii, da? Filmulețelor și nu știu ce. Pe unde mai prind câte unul, de exemplu, din astea, categorie de nemulțumiri și nu știu ce, doar îi las în pace și după aia www.partidulverde.ro. Oamenii sunt diferiți și abordarea trebuie să fie personalizată.
Domnul Negrușer și-a pornit microfonul, probabil vrea să ne zică ceva înainte de a intra în metro. Da. Ce voiam să spun este următorul lucru. Sigur, forma de promovare a imaginii partidului așa încât alegătorii să ia act de existența Partidului Verde și nu neapărat ca membri, ca susținători, ca viitori votanți, pot fi folosite mijloacele existente online în acest moment și se vede treaba că funcționează, pentru că acel număr de like-uri despre care vorbea colegul Mihai înseamnă că oamenii au luat act de mesajul transmis de Partidul Verde prin vocea președintelui Florin Călinescu și se va face și mai cunoscut în viitor dacă va... Te oprești și tu? Îmi pare rău, nu pot să mă opresc, trebuie să mă îndresc pe metro și mai am încă de mers. Îmi cer scuze pentru asta. Se aude bine așa, nu apropia microfonul, că e prea tare. Ok. Și ar mai fi un răspuns, acela de legat de participarea la alegerile locale, care este evident un punct pe în programul de lucru al partidului. Vom avea candidați la alegerile locale, iar noi, cei care suntem în momentul de față în diaspora, avem posibilitatea de a comunica prietenilor din țară apartența noastră la această mișcare verde și mai mult decât atât, de a sprijini eventual, dacă se pune problema unui sprijin cu semnături sau, mă rog, ce e necesar pentru înscrierea candidaților pe listele electorale, care vor fi depuse la biroul electoral central și la birourile județene, cu relațiile pe care le avem în țară. Toți avem familii rămase acolo, prieteni, care vor fi fără îndoială alături de noi și ne vor sprijini cu obținerea acestor semnături. Referitor la cum ar trebui să fie cunoscut partidul, e simplu. Odată am avut exemplu cu mesajele publicate online de către domnul Călinescu, dar fiecare poate să acceseze site-ul partidului, partidulverde.ro, și acolo se ia act în primul rând de statutul partidului, de manifestul politic, și dacă se va regăsi cineva dintre cei care vor face acest lucru în ideile exprimate acolo, e binevenitare tot de noi. Și cred că lucrul ăsta se întâmplă pentru că observ că numărul de membri crește de la o zi de alta, la o zi la alta, ceea ce nu e puțin lucru. Înseamnă că suntem un organism viu și dinamic și că putem să creștem în continuare. Eu îmi doresc din tot sufletul ca oricine simte că poate să se regăsească în aceste documente pe care le-am menționat mai sus, să poată să simte că e binevenit între noi. Pentru că împreună și făcând un alt fel de politică, vom reuși să facem o schimbare în bine României. Mulțumesc. Ok, Joe, poți să te întreb ceva? Două întrebări am către tine. PDR, Partidul Diasporei Române. Există așa ceva? Este, cum să zic, e constituit? E, cum să zic, că am văzut niște chestii care, cum să zic, de ce ne-ar interesa? A vorbit săptămâna trecută fondatorul acelui partid și a zis că ei l-au constituit și după aceea l-au lichidat pentru că nu mergea treaba, degeaba îl înregistrez dacă trebuie 200.000 ca să participe în alegeri. Și omul a aderat la Partidul Verde. E relevant pentru noi. Eu nu sunt interesat de celelalte partide care s-au înscris, că sunt mai mari, că sunt mai mici. Noi avem un drum de urmat. L-am început și lucrurile vor merge mai departe. Că va fi cineva acasă, în țară sau în diaspora, drept concurent, e altă problemă. Pe noi ne privește exclusiv promovarea ideilor pe care le avem în Partidul Verde și cu aceste idei să punem umărul împreună și să ajungem în Parlament și să putem face schimbările, pentru că, într-adevăr, dacă nu ai acces la organul legislativ,
pentru a face modificările necesare, nu pot să îți pui în aplicare. Chiar și așa problemă. La început o să fie cumplit de greu, pentru că să presupunem că suntem ok și o să fim reprezentați acolo. Chiar și vom așa, fi cu siguranță. Asta, eu de lucru ăsta nu mă îndoiesc că vom fi reprezentați. Vom fi reprezentați acolo. Important este să fim într-un număr cât mai mare, așa încât să putem să influențăm procesul legislativ prin promovarea ideilor noastre și transpunerea lor în text de lege. Bun, acum dar vă întreb, că ați zis să transpunem ideile verzilor. Ce le spunem oamenilor care ne întreabă cine sunt Partidul Verde? Doar unul obsedat de ecologie, de mediu sănătos? Așa, fluturăm din cap pentru că mai avem idei. E mai mult decât ecologie. Corect. Deci e mai mult decât ecologie. Ecologie înseamnă eradicarea sărăciei, care este mai mult decât ecologie. În primul rând, dacă ai eradicat sărăcia, în momentul în care tu ai reușit să faci ceva așa, în momentul respectiv vine de la sine mersul trenului dinspre, cum să zic, dinspre Ungaria înapoi în România. Înțelegi ce spun? Referirea la Ungaria n-am înțeles-o, dar dacă o să dezvoltați... Nu, treaba cu trenul, bun. Da, lemnul care se duce, cum să zic, vezi, eu am ochelari, înțelegi, eu s-ar putea să nu văd bine, înțelegi? Dacă îmi spune mie unul că, bă, vezi că trenul ăla merge în partea aia sau în partea aia, pe mine mă păcălești, dar tu ai ochii buni, înțelegi? Tu vezi mai bine ca mine. Mi-ar trebui, da, și mie ochelari. Atunci, uite, eu, de exemplu, ce aș face eu la chestia asta cu trenurile și cu nu știu ce, da? Aș lua vreo 2-3 băieți verzi, da? Și deja s-au făcut pe teren chestii de genul ăsta. Și pur și simplu, te-ai dus verde în față acolo, nu jandar, nu nimic, te-ai pus în față. Ia, dă-mă la o parte. Înțelegi? E un pic periculos. Vin jandarmii și te dau la o parte și îți aplică și o amendă. Iar acum, pe timp de ordonanțe militare, e amenda enormă, de 1.000 de lei. Pot să intervin? Da, asta e o metodă Greenpeace de a protesta și mie îmi place, o salut și metoda Greenpeace și metoda Femen, dar nu e în stilul unui partid. Da, sigur, John. Am întrebat un irlandez de aici, Sadea, și există Partidul Verzilor, Partidul Green Party, here in Ireland, da? Dar există și în Marea Britanie și aceeași Europa, de fapt. Sunt puțini. Puțini sunt deocamdată, probabil puțini au fost la început Germanii, iar în momentul de față sunt reale, o forță politică reală, cu o foarte bună reprezentare și la nivelul Parlamentului European. Referitor la stoparea aceasta a defrișărilor necontrolate, eu am o opinie, în primul rând aș vrea să subliniez un lucru. Tot ce spun în acest moment în emisiunea ta, Oleg, este punctul de vedere a unei persoane fizice înscrise ca membru în Partidul Verde. Comunicatele Partidului Verde oficiale vor veni prin vocea președintelui Florin Crinescu. Asta este un lucru clar. Sigur că noi avem fiecare opinii și nimeni nu ne împiedică să le spunem. Referitor la stoparea exportul de masă lemnoasă brută sau primar prelucrată, sunt foarte multe idei, dar eu aș începe printr-o curiozitate de-a mea. Ministrul de resort, prim-ministrul, au afirmat că România importă 80% din masa lemnoasă prelucrată. Sunt extrem de curios de unde vin aceste informații, pentru că dacă ce s-a tăiat până acum, să vedem versanți întregi de fiață, reprezintă doar 20% din masele noastre prelucrată în România, din producție internă, înseamnă că noi avem o capacitate de prelucrare imensă. Vorbim despre existența. Scuze-mă un pic. Haideți, am terminat cu apa și începem cu lemnile. Nu, o să le trece și acolo. Ne facem că nu știm unde să duc lemnele sau cum, că nu te înțeleg. Credeți că cei mai mici care sunt acum pe izolare și ei știu despre lucrul ăsta?
Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că în momentul de față guvernanții folosesc informații false, mincinoase și că, de fapt, Partidul Verde vă propune celor care sunteți, poate în momentul de față ne hotărâți, vă propune un alt tip de E, politică, aceea a, sincerității, aici. a lucrului comunicat real. Deci nu doar pentru a proteja interesele partidului. Asta vreau să Aici. spun. Bun. Aici trebuie să ajungem la ce a spus Mihai mai devreme, cele două categorii de, așa zici, Potențial adepți. așa, mersi frumos. Pe prima nu prea am înțeles-o, îi vrei pe cei dinăuntru, dar totuși să fie curați, în fine. Cu ceilalți care nehotărâți, da, sunt o grămadă. Aici trebuie să lucrăm, să-i facem să se hotărască. Cât mai repede, cu atât mai bine. Hai să nu mai batem câmpii cu toate prostiile care deja le știm toată lumea, mai ales că stăm în case și am răsfoit acum, am avut timp să răsfoim. Eu nu am Facebook-ul de o lună de zile, dar am văzut ce n-am, nu mă gândeam vreodată că văd. Nu că n-aș fi știut, că de-aia am și plecat din România. Dar eu zic să ne asta mai mult pe adepții care vor într-adevăr și să le spunem nu că de lemne, nu de apă, că toți avem aceleași probleme. Mă Ideea este grăbesc să-i prezint și ideea este pe că Silviu, secretar general al partidului Silviu Dumitru, și pe da, Gabi Ursescu, pot care e reprezentantul nostru în Suedia, peninsula Scandinavă. Ei Servus, sunt participanți colegii. permanenți în aceste discuții. A vrut să Pot vorbească Mihai. interveni acum? Am pierdut prima parte până acum ce au discutat colegii. Salut, colegii din Irlanda, Anglia și pe Gabriel Salut. din Suedia, Germania. din Avem, Suedia. într-un fel, vocea, să zicem, a românilor verzi din Europa. Și e bine că le ascultăm și lor propunerile, ideile. Trebuie, într-adevăr, am auzit ceva de apă, de păduri. Noi tot am discutat de lucrurile astea, discută toată România, Exact. de problema pădurilor, poluării. Și e ok că mai vorbim și noi de lucrul ăsta, să mai reluăm, dar cred că ar trebui să ne concentrăm în principal pe ce vrem noi ca Partid Verde și cum determinăm românii din diaspora, în principal acolo din țările unde stați fiecare, de ce să vină la Partidul Verde și ce vrem noi, ce le propunem noi, pentru că mulți dintre ei se informează principal de românii noștri, se informează principal de pe internet. E mediul principal de comunicare acum, mediul online, Facebook. Televiziunile din România ajung mai greu sau cine știe cum în diaspora. Deci e bine să ne concentrăm pe mediul online și toți împreună care suntem la Partidul Verde, deja membri sau simpatizanți, să încercăm să mediatizăm prin mijloacele de Facebook, paginile online ale Partidului Verde, ale Partidului Verde Diaspora, Florin Călinescu Live, și mai ales ce spune Florin Călinescu, live-urile lui, fiecare live al lui Florin a transmis mai mult, s-au transmis mai multe mesaje și, în general, ideile principale au fost transmise de președintele Florin Călinescu, pe care noi ar trebui să le reluăm, pentru că sunt propuneri foarte bune de impact și în mare ce așteaptă românii de la un partid nou și de la Verzi, Florin Călinescu. Deci, cred că, în principal, ar trebui să vorbim de comunitățile, de grupurile de români, comunitățile de români din Irlanda, din Anglia, la care avem acces. Cred că fiecare dintre dumneavoastră este membru la un grup sau mai multe, puțin multe grupuri pe Facebook ale românilor de acolo, în care noi să intrăm, să comunicăm acolo, să spunem pe Partidul Verde, să punem live-urile lui Florin. Și când întreabă dar ce vrea Partidul Verde, uitați, a transmis Florin Călinescu, avem pagina Partidului Verde pe care se poate intra. De acum încolo, în câteva zile, avem niște capitole puse pe domenii de lucru care urmează să fie umplute. De curând, așteptăm de la președinte să își dea acceptul, care programul acum se uită pe programul politic, care a lucrat colegii, și vom avea, probabil, nu știu în cât timp, și 10-12 idei principale de bază pe care să le transmitem. În general, ca un fel de manifest, nu vă gândiți, un manifest al Partidului Verde, ce le trebuie să propun românilor.
Și ar fi în același timp interesant ca dumneavoastră să aflați și să ne spuneți care sunt dorințe și ce așteaptă românii din diaspora de la România și de la un partid nou, de la Partidul Verde. Cred că ar trebui de aici cumva venit în așteptarea lor și să le dăm răspunsuri. În acest sens, atât cât se poate. Da. Cam atât ar fi. Dacă aveți întrebări privitor la organizare sau comunicare către mine, puteți întreba și acum în live. Da, eu. Mihai. Sunteți de acord cu ideea că până la Florin Călinescu noi trebuie să explicăm lumii că nu e bine să stea deoparte și în felul ăsta să le explicăm motivul subscrierii lor. Bineînțeles că, așa cum a spus și Ion, toată lumea e sătulă, toată lumea este super saturată, deci trebuie să ne gândim în contextul ăsta, că deja lumea este saturată de politic, da? Și în momentul în care lumea este saturată de politic, noi în momentul ăla noi trebuie să explicăm de ce am mai venit și noi cu propunerea asta, când noi deja lucrăm într-un mediu super, super saturat. Mă înțelegi ce spun, Silviu? Da, Mihai, de ceea ce pot să-ți dau răspunsul, virgulă, cum a zis și eu, comunicatorul principal Florin Călinescu, majoritatea dintre dumneavoastră ați venit la Partidul Verde din cauza lui Florin Călinescu, pentru că l-ați auzit pe Florin Călinescu și el este... Pentru că tu, dacă vorbești, de exemplu, te referi la cine? La cine este deja membru Partidul Verde? Eu cred că nu trebuie să mai convingi încă o dată să fie membru, că omul a deja făcut alegerea și a devenit membru al Partidului Verde. Cred că trebuie să ne adresăm celorlalți, cum ai spus, celorlalți, să ne facem cunoscuți. Cum ne facem cunoscuți? Prin mediul acesta online în care încercăm să ducem informația despre Partidul Verde către grupul nostru de prieteni, cunoștințe și cum le facem? Mediatizând paginile Partidului Verde, live-urile lui Florin Călinescu și propunerile personale sau convingerile personale. Ce a intrat în Partidul Verde? Tu poți să spui prietenilor și cunoștințelor tale de ce a ales Partidul Verde și să le recomand și lor să vină Partidul Verde. Ca să spun eu acum ce să le spui lor, putem vorbi și de lucrul ăsta, dar cred că poți să faci lucrul ăsta și singur, pentru că am avut o discuție, de ce să intri în Partidul Verde. Aici motivele, adică, să spun eu, pentru ce să intri în Partidul Verde, cred că avem pentru ce spune lucrul ăsta. Sunt multe lucruri, dacă vrei, discutăm și începem să enumerăm punctele pentru care cineva ar alege, un român ar alege Partidul Verde, un român nehotărât, să spunem, care n-a mai votat cu niciun partid sau, nu știu, e dezamăgit. Deci aici putem vorbi, dacă vreți, punctual pe motivele pentru care are Partidul Verde, dar restul ți-am explicat cum se face lucrul ăsta și cum convingem lumea să... Geo vrea să intre în direct pentru că coboară acum și metro și nu se mai poate vorbi. Da, îmi cer scuze, voi intra subsol și voi pierde semnalul. O idee pe care aș vrea să o mai spun este următoarea. Noi, în momentul de față, prin acțiunile pe care le facem, încercăm să facem și o conștientizare a forței pe care are societatea civilă în procesul electoral. Prin urmare, trebuie să aducem întâi oamenii la vot. În ce privește promovarea ideilor verzi, asta e foarte simplu de făcut, cum spunea și Silviu mai devreme. Există platforma partidului de pe care pot fi preluate toate ideile și acolo sunt sintetizate într-un mod destul de evident pentru oricine și e puțin de spus pe lângă. Dacă e să te întrebe cineva pe tine ca individ de ce te afli în Partidul Verde, deja e o chestiune subiectivă pe care poți să o comunici. Însă promovarea, cred eu, că înseamnă, în primul rând, aducerea cunoștință a tuturor celor interesați și chiar neinteresați la momentul ăsta, pentru că poți să devină, până la urmă, să se implice în procesul de stabilire a noii direcții a României prin participarea la vot. Și e pur și simplu de arătat ceea ce aduce Partidul Verde nou.
nu doar grija pentru natură, că asta sigur este grija principală în Europa în momentul de față și ne aflăm în acest curent și noi ca români și vrând nevrând până la urmă îl vom implementa, dar noi avem în acest program politic al Partidului Verde prinse chiar ideile privind cum se poate face o dezvoltare durabilă verde a României, ceea ce înseamnă economie dezvoltată, pornind de la, ecologie, dacă e să o luăm într-un sens mai grosier, ce înseamnă eradicarea sărăciei, ce înseamnă ca munca să fie răsplătită pe măsură, ce înseamnă ca femeile să fie din ce în ce mai prezente în, viața publică și în, conducerea administrativă. Sunt foarte multe puncte pe care le, evident le putem dezvolta și care se găsesc sintetizate în, documentele de care spuneam că se află pe site-ul partidului. Da, mulțumim. Îmi cer scuze, va trebui să mă retrag și voi pierde semnalul. Mă bucur tare că v-am întâlnit. E în regulă. Și celor care ne urmăresc acum le doresc să fie lucizi și să vină alături de noi pentru că nu vor regreta mai târziu. Geo? Face și Geo ca Marea Britanie, Brexit. Vă salut, cu respect. Geo, o secundă. Am o propunere pentru tine, pentru că tu reprezinți grupul de UK/Ireland. Când un nou simpatizant, membru, se alătură nouă, am rugămintea să-l adaugi pe grupul de WhatsApp, pentru că în acest fel omul respectiv simte că face parte dintr-o entitate în momentul în care este rapid adăugat și eu știu, poate să comunice cu asta chiar că puteți discuta și privat. Okay. Lasă omul să-și caute de drumul lui. Lăsați Marea Britanie să plece. Aș dori să completez. Eu am intrat un pic mai târziu și aș dori să completez ceea ce au spus și colegii mei. De ce te-ai înscrie în Partidul Verde? Dragilor, uitați-vă ceea ce se întâmplă cu natura. Este de la sine înțeles că ceva trebuie făcut. Și trebuie dat cuvânt celor care cred în această direcție. Ani, zeci de ani la rând, nu numai în România, și în celelalte țări au fost s-au rotit la putere tot felul de guverne, de doctrine politice care nu au făcut decât mai mult rău. Și trebuie să subliniem doctrina verde, cea care este cunoscută la nivel european, nu vorbește doar despre natură, de salvat biodiversități, nu. Dacă vă uitați pe European Greens, veți vedea acolo că se ocupă de sănătate, de cazuri, de problema socială, de infrastructură, de investiție, de antreprenoriat. Bineînțeles că un antreprenoriat care este reinventat, care merge către un antreprenoriat circular. Deci ceea ce, de fapt, noi vorbim acum sau energie. Exact, totul merge către circular și acest COVID, această pandemie ne-a demonstrat că practic trebuie să ne reinventăm în arealul nostru. Nu mai putem să ne raportăm doar la produsele care vin din altă parte și le desfacem dintr-un pachetel plastifiat. Nu mai merge treaba asta, trebuie să ne întoarcem la origini. Dar, dincolo de acest lucru, mai trebuie să subliniem următorul. Trebuie să vin aici, fiindcă sunt oameni serioși, oameni dedicați. Vă spun, eu am avut contact cu zeci de organizații și credeți-mă că le cunosc dinamica și pot să-ți fac o impresie din primele zile cu privire la ceea ce va urma. Și am rămas surprins plăcut că în verzii români, pe lângă faptul că este această personalitate deosebită cum este Florin Călinescu, și ceilalți colegi și colege se încadrează în această direcție. Bineînțeles că avem idei diferite, există argumente, ne ciundănim și noi pe chat-urile noastre, așa, dar este un partid viu și ceea ce face acest lucru să fie un lucru pozitiv. Mai mult decât atât, prin prisma experienței
verzilor din alte țări care, atenție, sunt la guvernare sau în coaliții la guvernare, noi putem lua exemplele de bune practici din acele țări și le putem aplica sau adapta, atenție, adapta în România. De ce spun adapta? Fiindcă nu tot ceea ce este o formulă de reușită în Suedia sau în Olanda sau în Franța se poate copy-paste în România. Nu, ea trebuie adaptată la specificul cultural românesc, fiindcă asta este. Da, mulțumim, da. Gabi. Referitor, pot să zic și eu două vorbe, da? Referitor la domnul Călinescu, cum am spus, cele două vorbe care au contat pentru mine a fost m-am regăsit. Acum, cei ce se uită la noi și îl cunoaște pe Florin Călinescu, poate să înțeleagă cum el s-a regăsit în acest partid. Că de altfel nu prea are nu m-a convins prin, nu are puterea de a convinge așa, doar ni s-a oferit ca imagine. Iar noi, dacă tot vrem să facem, să mișcăm ceva, nu putem decât să ne folosim de imaginea lui. El ne duce până unde o zice, până o putea dânsul să ne ducă, iar de acolo, într-adevăr, o să stea în spate sau o să-și aleagă locul potrivit unde poate el să ducă. Dar dacă tot ni s-a oferit, haideți să ne mișcăm și dacă nu o facem cât mai repede, o să mergem exact cu frâna de mână trasă încă 10 ani de acum încolo. O să citesc de pe Facebook niște comentarii. Da, Gabi. Am vrut să citesc de pe Facebook niște comentarii fix la temă. Fix la temă. Da, bun, zici, spune. Adina Tatu zice... Oameni buni, eu am intrat în Partidul Verde deoarece am găsit sinceritate, corectitudine și am încredere că putem schimba România cu mentalitatea românilor dezamăgiți. Cornel Burete zice, ca să atragem membri noi în Partidul Verde în localitățile în care locuim noi, cei care suntem membri de partid, trebuie să identificăm nevoile comunității și să încercăm să inițiem proiecte care să dezvolte aceste nevoi sau să le rezolve, probabil. Să le rezolve, n-am citit atent. Iar Ioan Tomoiagă zice, dar domnul Călinescu trebuie să fie deschis cu lumea și să ia în considerație ideile românilor. Nu s-o țină doar pe a lui, că nu vrem dictatură. Și apropo de dictatură, văd foarte des ultima vreme, oamenii îl invocă pe marele voievod și domnitor de acum 500 de ani și mai mult, Vlad Țepeș. Nu e Ceaușescu. Da, acela. Da. Sau de Ceaușescu, da, zău, sunt unii care regretă pe Ceaușescu. Sau Vlad Țepeș. Da, oameni buni, ce vi s-au urât de democrație, de pluralism, de opinii? Vă doriți din nou dictatură? Asta mă sperie când aud la oameni că din nou vor un dictator, un despot, scuze-mă un demon. Scuze-mă un pic. Da, vă rog. Acei oameni nu realizează că ne îndreptăm spre o dictatură mondială. Să nu mai zic europeană, în care trăim de 30 de ani. Acum... Noi suntem deja într-o seminte actualmente, noi suntem la o seminte... dar direcția este în acel sens. Vreau să revin la acel contraargument care voiam să-ți dau. Ai zis de Florin Călinescu că să ne folosim de imaginea lui. Este puțină... Am zis-o în limba mea, dar... Da. Vreau să aduc la cunoștință că nu toată lumea înțelege termenii politici despre care tot se vorbește. Cred că când vede la televizor puțină politică, imediat schimbă. Când ne vede pe noi că vorbim pe niște termeni care neînțeleși, sunt acei, cum le-a spus Mihai, nehotărâți. Care s-ar hotărâ, dar dacă eu nu înțeleg limba care vorbesc, deși vorbim în românește, dar nu înțeleg, simplu. Nu. Eu nu sunt politician, nu am școală mult, vreau să mă mișc, poate mai mult ca voi. Dar școala nu trebuie să mă oprească în a face ceva bun pentru țară sau pentru nepoții mei, copiii mei, care vreau să trăiască în România. Vreau să termin ideea, ca să termin ideea. Reține că domnul Florin Călinescu de fapt face politică. Toți facem politică. Știu treaba asta. Știu. Domnul Florin Călinescu a făcut 7 ani o emisiune care se numea Chestiunea Zilei, unde făcea bâză
de ei într-un alt sens. Omul acesta cunoaște politică. Și să mai dau un exemplu. Este Ronald Reagan, care a fost președintele Americii, și mai este Beppe Grillo, mișcarea 5 stele, care a dus un partid quasi inexistent, l-a adus în Parlament. Deci noi avem calitatea că avem o meserie, suntem cetățeni, deci suntem oameni politici până la urmă. Mă bucur. Deci nu, mă trebuie, bucur. Nu trebuie să ne sperăm, nu trebuie să ne sperăm de faptul că, vezi, Doamne, nu, Florin Călinescu nu o să vină să ne curețe ouul la dimineața la ora 8. Da, noi da, da. Trebuie să facem echipă cu el. Dacă exact, se înțelege bine exact, acest lucru, exact. Atunci mergem mai departe. Dacă nu, să nu ne încurce nimeni. Simplu. Da, corect, 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 foarte corect. Eu, nu știu, cred că m-ai înțeles greșit. Okay. Bun, și toată lumea zice că vrem să facem schimbare, dar ce trebuie schimbat? De ce trebuie schimbare? Nu e bine ce e acum în clasa politică și în viață? Da, în acțiunea, în acțiunea de a, de a spori numărul și de a ne strânge cât mai mulți, noi trebuie ca și convingeri pe care deja le avem împreună, noi trebuie să explicăm celor de lângă noi, noi trebuie să explicăm, uite, noi chiar dacă sună cumva a promisiuni pe care deocamdată noi în primul rând trebuie să trecem de prima fază de acele 200.000 de semnături, da? Dar noi trebuie să explicăm celor de lângă noi care sunt în cele două categorii pe care le-am menționat eu, probabil ori mai fi și altele, da? Nu contează. Noi trebuie să explicăm, uite, noi vom încerca să facem lucrurile în felul acesta. De exemplu, o altă idee care, pe care o am de mult timp, energie verde. Și de la chestia cu energie verde, uite, noi vom încerca să, de exemplu, să încercăm să ne redobândim autonomia energetică, hidrocentrale, cu tare, da? Încercăm să mergem pe partea asta. Vom încerca să aducem înapoi agricultura pe care am avut-o cândva. Și noi, o altă chestie care mă gândesc ar prinde, noi vom încerca să reconstruim ceea ce ai stricat tu, chiar așa. Deci eu, să zicem, Ion, tu ești, da, un om nehotărât. Și eu îți spun ție, sunt foarte hotărât, crede-mă, sunt foarte hotărât. Bine, nu. Facem acum un am înțeles de rol, da. Și eu dacă spun ție, Ion, eu vreau să repar irigațiile, pentru că sunt necurate. Iar eu te-aș spune, hai să nu intrăm, eu ți-aș spune, hai din tâi sus acolo, după aia vino și îmi spunem să reparăm orice și o luăm de unde vrei. Eu ți-am zis metode, eu până acum n-am făcut altceva decât ți-am zis. Metode au avut toți din 30 de ani. Toți au avut metode și au prostit lumea și s-au dus și au votat. Nu, dar suntem luați în același, băgați în aceeași oală, în stilul ăsta. Eu, nu, trebuie să găsite niște formule, Ioane, trebuie să găsite niște formule prin, de adresare. Adunându-ne mai mulți, da? Da, dar cum mulți, dacă, mulți dacă, nu aceia proști de care au grupurile nevoi. Nu, ne trebuie oameni inteligenți care la oaltă fac un întreg, iar acel întreg va găsi toate soluțiile. Și la apă, și la pădure, și la tot. Nu are rost să ne pierdem timpul încă o oră de acum încolo, și încă o zi, și încă o zi, și tot așa 10 ani. Părerea mea. Am înțeles, de-aia te-am și oprit când... La metode de, cum să zic, de a explica potențialilor simpatizanți membrii despre ceea ce vrem noi să facem, chiar dacă sună un pic apropiat. Nu mă mișcă cu nimic invențiile tale sau nu mă refer la tine personal. Nu mă mișcă pe mine cu nimic. Nu mă mișcă să vin în partid. Nu mă mișcă pentru că sunt sătul de atâtea mișcări câte au fost în 30 de ani încât nu mă mai mișcă. Haideți să ne mișcăm altfel, să mișcăm, nu știu cum. Da, haideți să explicăm ce înseamnă energie verde, să înțeleagă oamenii și dacă vrem independență energetică, la ce condiții suntem dispuși să mergem. De exemplu, acceptăm
gaze de șist cu fracturare hidraulică, cum s-avea de gând? Astea trebuie scrise acolo când intră omul să vadă despre ce e vorba. Eu vorbeam de ceea ce trebuie explicat celorlalți oameni. Uite, noi vom încerca să facem lucrul ăsta. Toată lumea știe și deja s-a spus de 15.000 de ori, de m-am săturat eu, că lumea este sătulă și toată lumea cunoaște realitatea obiectivă de acum și de acum 30 de ani în urmă. Și atunci noi trebuie să venim, chiar dacă sună un pic a idealism, da? Dar trebuie să explici omului, uite, noi asta încercăm să facem. Noi încercăm să facem lucrul ăsta așa și încercăm să facem Și de ce să aibă omul încredere în tine că tu faci lucrul ăla? Explică-mi tu mie acum. De ce să avea încredere? Fiecare are ceea ce se numește liberul arbitru, da? Deci tu doar vorbești cu omul respectiv. Omul respectiv are creier să judece. Dacă are creier să judece, atunci... Haideți să structurăm un pic treaba, fiindcă acum nu terminăm ideea. Chestia este simplă, domnule. Soluțiile, vers, dau un exemplu, ele deja există și sunt puse în aplicație în alte țări. Atât pe parte de sănătate, pe educație, industrie, etc., etc. Nu trebuie decât să luăm acele idei, acele exemple de bune practici și să le adaptăm la noi sau să le copiem. Tot ne lăudăm că suntem specialiști în tot felul de domenii, dar nu suntem specialiști și în a ne uni. Asta este necazul cel mai mare. Să terminăm cu chestiile astea ideatice, să ne unim. Nu te poți uni cu oricine. S-o spune foarte clar. Fiindcă sunt grupuri, așa cum a zis și colegul, unde vor mulți și proști. Nu, verzii vor puțin și buni. Acum cei care ne ascultă să decidă unde vor să meargă. Alături de verzi, de oameni care au fost în grupurile civice, de oameni care vor să schimbe ceva și care sunt sinceri, alături de Florin Călinescu, sau să meargă la alte grupuri. Noi am mai avut experiență și avem, trăim experiența unei mișcări venite de la firul ierbii, care a devenit partid politic, mă refer la USR, și care este o decepție pentru mulți dintre noi. Și unii care își doresc să facă democrație și care iubesc România, România este de fapt despre democrație. Și să înțelegem un singur lucru. În România democrația este foarte, foarte tânără. Și toată lumea vrea să avem minuni în 3 zile. Nu se poate. Înțelegeți, oameni buni, că nu se poate. Ne grăbim ca fata mare la maritat. Mă scuzați, fetelor, nu este pentru voi. Și atunci noi trebuie să găsim o modalitate, să fim pragmatici, să fim sinceri, să fim organizați, să fim comunicativi între noi și așa o reușim. O lângăim, vorbim mult și vorbim de multe ori aiurea. Haideți să structurăm. Mă scuzați că sunt un pic mai, am băut un pic o cafea mai tare, dar trebuie să spunem lucrurile, fiindcă emisiunea aceasta se numește Verde în față. Haideți atunci să punctăm anumite lucruri care chiar contează. Îmi cer scuze dacă am supărat pe cineva. Chiar deloc. Mulțumesc. Chiar deloc. E, așa un mesaj poate să ajungă la mai multe persoane, nu lălăială și șaorma, mai pe românește. Iată teme ne propun spectatorii care ne privesc acum în direct. Cornel Burete zice: despre siguranța cetățeanului nu vorbește niciun partid și n-ar fi rău să inițiem noi ceva proiecte în acest sens. Și tot el zice: copiii sunt viitorul planetei și dacă suntem cei ce susținem aici o creștere și stimularea natalității și dacă vom susține nevoile familiilor cu 2 sau 3 copii, vom deveni partidul preferat în mentalitatea românilor. Și tot el dezvoltă: deci trebuie să punem pe primul loc copiii. Dacă ne uităm, nimeni din politica românească nu vorbește despre copiii acestei țări și despre nevoile lor. Și tot cineva mai devreme ne provoca să vorbim despre nevoia reformării sistemului educațional, a învățământului. Dar nu mai găsesc mesajul acela. Deci despre copii, familii și despre siguranța cetățeanului. Cum să le reformăm? Așa, în live?
Nu, să susținem măcar ideea reformării, să nu zicem, a, păi dai bun sistemul de învățământ acum, că am luat nu știu câte medalii la matematică, la Olimpiada Internațională. Irelevant. Irelevantă tema sau irelevant comentariu? Nu, tema este foarte importantă, nu irelevant dar... că avem câțiva olimpici. Rezultatul este dat de media elevilor, media studenților și testul PISA, acel sistem de testare internațional pe parte de educație, este cred că relevant. Deci, da, trebuie reformă aici categoric, dar rețineți, avem 30 de ani democrație și nu știu câți miniștri, zeci de miniștri la Ministerul Educației. În același timp, Germania a avut doar câțiva pe o perioadă de 30 de ani. Noi avem problemă cu instabilitatea noastră mentală, instituțională și de aproape de oricare vreți voi, exceptând persoanele de față, mă înțelegeți? Ca să mai și glumim. Asta da, este. Nu, uitați-vă nu numai la învățământ, la sănătate, la justiție, fiecare porcărie politică care a venit la guvernare a schimbat 3-4 miniștri într-un an de zile. Ce stabilitate poți să ai acolo? Ce predictibilitate poți să ai acolo? Zero. Stimați domni, avem aproape o oră de când vorbim. Cred că e timpul să facem niște concluzii și să ne pregătim să închidem ca să avem cuvinte și pentru campania electorală și pentru emisiunile următoare. Da. Ca să fac un scurt rezumat, pentru că doresc să mă întorc la cât de cât la punctul inițial din care am plecat, cum să mă gândesc că noi trebuie să adăugăm noi membrii, noi simpatizanți, încercând să explicăm oamenilor modul nostru viitor de acțiune. Da? Deja există culoarea verde, deja există culoarea galben, da? Și atunci lumea deja în subconștient deja poate să înțeleagă multe din felul nostru de a gândi și acționa. Numai că noi trebuie să venim cu chestii suplimentare și să explicăm oamenilor, uite, noi asta intenționăm să facem, noi vom proceda în felul acesta. Despre învățământ, despre energie, despre, eu știu, cum spuneau și cei care ne priveau, Oleg, statutul, să zicem, oamenilor legii, da? Sau chestii de genul ăsta, înțeleg? Toate lucrurile astea noi trebuie să le explicăm într-o formă comprehensibilă, inteligibilă, da? Inteligibilă pentru cei pe care îi simțim că sunt aproape de noi. Avem marele avantaj că avem culoarea verde și galben, care deja spune ceva, dar restul depinde de noi, și trebuie să ajutăm încercând să explicăm cum vom acționa noi mai departe. Asta este ceea ce putem face la momentul ăsta, ca să sporim numărul nostru. Asta am avut să vă spun. Ok, mulțumesc. Bun. Eu ce să vă zic decât să ne strângem cât mai repede, cât mai mulți, să ajungem acolo unde trebuie, să putem discuta despre tot ceea ce vă dorește sufletelul. Până nu ajunge acolo, de aici nu rezolvi absolut nimic. O lungim și o lălăim cât dorim și cât încă 10 ani și tot nu se va schimba nimic. Eu am să continui și cei care știu și mă cunosc și au încredere în mine vor merge și vor ști că nu-i voi dezamăgi. În rest,
Aș avea destule, dar nu poate altă dată. Exact. Doar intrați în partid, intrați, semnați, înscrieți-vă și haideți cu cât ajungem mai repede și luăm prin surprindere ce trebuie să luăm. Nu mai are timp în spatele nostru să se mai facă găști, gășculeți și alte combinații. Scurt. Iar de acolo putem să vă creăm toate. Nu eu personal, nu mă înțelegeți greșit, dar pentru, cum să vă zic, sunt cumva ca un filtru, pot să-mi dau seama cine poate să treacă prin filtrul ăsta, ți-l arat care, cum și ce fel. Și, na, e greu. Până în prezent, treburile merg foarte bine, din punctul meu de vedere și cum văd eu. Acum nu cunosc fiecare filială, unde cine și cine caută ciolan sau și așa mai departe. Ciolanul, la fel, trebuie să înțeleagă toți care aspiră la el că trebuie să fie o cruce, nu un ciolan. O cruce de dus. Dacă nu ești în stare să ajungi să poți să o duci, nu te băga, că nu mai ține, cum să vă zic, nu mai ține. Suntem, de atâtea ne-am făcut profesioniști, de atâtea minciuni și de atâtea... Și ce să vă mai... Cam atât. Deocamdată, intrați și înscrieți-vă. Gabi, vrea să zic și eu ceva? Era un subiect care trebuia punctat referitor la copii. Fraților, faceți copii minim 3 și aveți grijă de ei. În această perioadă sunt zeci de mii de copii care sunt abandonați. Repet, abandonați de către părinți. Ăștia sunt români și care unii zic și ortodoxi. Punct. Ca să fie și o critică pozitivă. Noi trebuie cumva să ne regăsim. Dacă nu ne regăsim, vom ajunge la groapa de gunoi a istoriei, ca să fiu un pic și filozof. Trecând dincolo, ce poate să facă punctual fiecare om care ne urmărește și care urmărește pe Florin Călinescu și care vrea să fie alături? Să intre pe www.verzi.ro, există acolo opțiune pentru adeziune, să semneze adeziunea și să vină către noi. În acest moment avem comisiile făcute, se lucrează, bineînțeles, la diferite ritmuri, fiindcă facem voluntariat. Unele filiale se mișcă mai bine, altele mai încet, în funcție și de oameni și de timp și așa mai departe, fiindcă, repet, facem voluntariat, nimeni nu este plătit în toată treaba asta. Avem filiale deschise în diaspora, ceea ce este fantastic din punctul meu de vedere, atenție, într-o perioadă de 6-7 luni. Înțelegeți? Odată cu venirea domnului Florin Călinescu și Silviu poate să-mi confirme păcat că nu este aici, acest partid a crescut de câteva ori, de cel puțin 6-7 ori. Statistic e cea mai bună dinamică la un partid mic. Deci ceea ce sunt niște cifre care ar trebui să vă dea de gândit și motiv pentru care să vă înscrieți. Avem nevoie de oameni pragmatici, oameni care au specialități, șomeri, ingineri, academicieni, experți în diferite domenii, oameni simpli, tineri, seniori, femei. Haideți să ne salvăm democrația, să ne salvăm țara, fiindcă la momentul actual lumea, da, este dezamăgită, este plictisită, dar noi, rețineți, noi de o revoluție nu mai suntem în stare. Poporul ăsta și-a aruncat pe canal curajul. Nu mai este în stare să facă revoluție. Nu mai visați la așa ceva. Revoluția se face la vot și prin implicare civică și politică. Aia din 89 tu crezi că a fost revoluție? Aia din un pic. Revoluție? Nu divagăm. Hai, crede că și asta din 2020 nu-i virus. Haideți să numim o revoluție legală. Eu o să nuanțez încă mai de hai și o să zic, sunt adeptul evoluției, sunt împotriva revoluției, chiar dacă vedeți în spatele meu am afișat site-ul curaj.tv. Mă numesc Oleg Brega, vă
Asigur că nu sunteți obligați nici să vă căsătoriți, nici să faceți trei copii, cum zicea Gabriel Ursescu sau cineva alt participant în această emisiune. Simțiți-vă liberi, dacă vă puteți permite, înfiați copiii și creșteți-i pe copiii altora. Dacă vă puteți permite, faceți și copiii voștri, dacă vreți neapărat să fiți în rând cu lumea, căsătoriți-vă, dar nu vă obligă nimeni. Mă numesc Oleg Brega, mulțumesc pentru participare domnilor Gabriel Ursescu din Suedia, domnului Mihai Cotobel și Ionel Bâtcă din Irlanda, au fost mai devreme și Geo Negrușer din Marea Britanie și a mai participat secretarul general al Partidului Verde Silviu Dumitru. În fiecare seară în zile de lucru facem treaba asta și vă rugăm să ne ajutați să răspândim Unda Verde. Deci like, share, comentați și vorba lui Gabriel Ursescu, aderați la oastea lui Florin Călinescu. Seară bună!